Una dintre cele mai mari surprize înregistrate la raliul Moldovei Bacău a fost furnizată de Vali Porcișteanu. Pilotul bideștean s-a clasat al doilea în fața unor rivali înzestrați cu mașini net superioare. Vali Porcișteanu a demonstrat la Bacău că rolul de outsider este prea mic pentru propriile ambiții, chiar și atunci când calitatea materialului său de concurs l-a pus în inferioritate. Astfel, la raliul Moldovei Bacău, Porcișteanu a bulversat toate calculele, clasându-se al doilea, în urma campionului antitră Simone Tempestini, dar devansându-l pe liderul CNR Bogdan Marișca. Ne-am consolidat poziția de lider la clasa 3 și ne bucurăm de acest rezultat în clasamentul general. Sperăm să urcăm și mai sus, sperăm în viitor să facem și noi pasul către o mașină de tip R5, pentru că ne place ce vedem în fața noastră. Momentan încercăm să scoatem tot ce putem din această mașină și să o menajăm în același timp.